cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cafeaua de dimineață. După 3 zile în care am făcut emisiunea singur, cu dumneavoastră, astăzi, pentru că este joi, pot să vă spun doar că a apărut numărul 608 al Mesagerului de Neamț și numărul 14 al revistei Ecoul Munților. Merită amândouă citite. Probabil că o să-mi aducă și mie cineva un ziar de la mine de pe masă, din fiecare dintre cele două. Până atunci însă să spunem că este joi și l-avem invitat aproape ca de obicei pe domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine ați venit la emisiune. Bună dimineața și bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi cer scuze că am întârziat cu vreo 2 minute, dar așa se mai întâmplă. Câteodată ne luăm cu vorba și uităm. Am promis că vă arăt cele două ziare. Chiar sunt interesante. Criminalitatea gulerelor albe, politicieni nemțeni judecați penal, principalul material din Mesagerul de astăzi. După care avem și un material care se cheamă Pacea lui Boloș, plină de declarații de război la adresa micro-întreprinderilor și a contribuabililor. Și aș mai spune eu și la adresa administrației publice locale, dar o să vedem dacă e așa cum zic eu. Multe alte lucruri, un copil absolut senzațional, Victor Simona Petre, un portret, un viitor inginer în robotică cu vise mari și o retrospectivă a sezonului fotbalistic privitoare la CSM Ceahlău Piatra Neamț și alte subiecte. Bună, domnul primar, apropo de pacea lui Boloș și pacea fiscală a guvernului României, țin să vă felicit pentru faptul că se pare că anul acesta, în ciuda, cum spunea domnul prim-ministru, va fi un an al investițiilor. Vom face un buget pentru investiții. Vom dirija fonduri pentru investiții. Municipiul Piatra Neamț, ca și alte municipii, orașe și comune, va beneficia de o reducere a sumelor colectate de la impozitul pe venit, nu? Impozitul pe venit, așa este. Toate tipurile. Cu cât aveți mai puțin anul ăsta ca să putem să binecuvântăm pacea lui Boloș? Practic nu se vor transmite către bugetele locale 4 categorii de venituri. Din impozit pe dividende, pe sunt 4 categorii. Jocuri de noroc, dividende, impozitul pe pensiile mai mari și încă una care mi se pare absolut normal ca jocurile de noroc să le ia guvernul. Impactul este devastator, pentru că aproape tot ce înseamnă buget pe care l-am putea aloca pentru investiții de la buget local, pentru a veni în sprijinul lucrărilor mari, pentru a corecta anumite lucruri, pentru a îmbunătăți, pentru a face niște branșamente care nu sunt acoperite. Și pentru cheltuieli neeligibile. Haideți ca să o spunem pe aia dreaptă. Ne lovește foarte mult această situație și nu doar pe noi, Piatra Neamț, ci tot ce înseamnă municipii, reședință de județ din România. Pentru că impactul acestor măsuri lovește în special în urbanul mare. Pentru că acolo sunt companiile mari, acolo sunt beneficiarii principalelor, unde sunt practic cea mai mare parte a acestor categorii de venituri, acolo sunt în general pensionarii de lux, unde sunt aceste capcane care se numesc săl de jocuri de noroc. Acolo sunt în general pensionarii de lux. Așa se face că și cam astăzi cât așa lovitura, care este valoarea acestei lovituri, la Piatra, peste 30 de milioane de lei. Adică stați un pic, 30 de milioane de lei este o sumă. E
o sumă uriașă. Este o sumă uriașă. Cât e datoria publică orașului acum? 56 de milioane de lei plus dobânzile capitalizate undeva la 2 milioane de lei. Deci de două jumătate din datoria publică. Mai mult de jumătate. Nu putem decât să mulțumim din suflet guvernanților. Asociația Municipiilor din România va avea o atitudine severă față de această măsură, pentru că efectiv nu putem duce proiectele pe care le avem contractate deja. Nu mai vorbim de începutul noilor proiecte. Acestea se fac cu bani și cu oameni. La oameni nu ne-au dat voie să ajungem prin faptul că ne-au blocat concursurile din și anul trecut și acum 2 ani. Nu putem vorbi despre implementarea proiectelor cu finanțare europeană, de atragerea 80 de miliarde de euro în România, că asta vrem, nu? Vrem să dezvoltăm această țară cu bani europeni. Cum facem asta dacă ne limităm această capacitate de execuție, de implementare a acestor proiecte? Prin limitarea resurselor financiare și prin blocarea recrutării de personal pregătit, specializat pe Vreau să facem o mică paranteză. Cine este la Asociația Municipiilor? Domnul președinte Emil Boc. Emil Boc. Îmi aduc aminte, nu știu de ce, parcă așa îmi sună mie, că domnul Emil Boc, nu știu dacă e aceeași una și aceeași persoană cu primul ministru Boc, pe vremea căruia au fost luate niște măsuri de austeritate care seamănă foarte mult cu cele actuale. Și sunt foarte curios dacă domnul Boc va fi prim-ministru de data asta sau președintele Asociației Municipiilor? Domnul Emil Boc are experiență de management la nivel foarte înalt, cunoaște foarte bine realitățile țării, cunoaște foarte bine realitățile mediului urban din România și administrație. Câtă știe domnul Boc, puțin știu în țara asta. Căutăm și soluții prin apelul pe care îl va face Asociația Municipiilor. Da. Oricum, semne bune n-are anul din punctul ăsta de vedere. Noi deja ne căutăm variantele, alternativele pe care le avem, pentru că avem niște priorități pe care ne le-am setat și nu ne vom abate. Și trebuie să spun și pe aia dreaptă. Situația de astăzi a orașului nu este sub nicio formă cea de acum 3 ani. Bine. Când, deși nu erau nici lucrări, nu erau nici investiții, nici nu se întâmpla mare lucru prin oraș, primăria nu avea bani să își acopere cheltuielile de funcționare, utilitățile în școli, de exemplu, sau iluminatul public, sau curățenia și salariile din primărie. Cam asta era situația acum 3 ani. Astăzi suntem după 3 ani consecutiv de excedent. Primul excedent a fost undeva la 1, aproape 2 milioane de lei, dacă mi-aduc bine aminte. După aceea am avut un excedent mult mai consistent. Anul trecut a fost de 21 de milioane de lei. Și bugetul orașului aproape s-a triplat în ultimii 3 ani, tocmai datorită impactului pe care îl aduce în oraș absorbția banilor europeni. Există o întreagă teorie, domnul primar, apropo de excedent. Contabilii au o anumită viziune asupra lui, administratorii alta. Eu vă întreb, e bine să ai excedent la sfârșit de an? Că asta unii le spune așa: domne, nu e bine, că trebuie banii, trebuie cheltuiți. Exact. Deci, excedentul arată o imagine. Tu ai avut o prognoză, poate fi excedent pe secțiunea de funcționare sau pe secțiunea de dezvoltare. Partea de execuție pe funcționare este de peste 90%. Adică bugetul a fost foarte bine previzionat și a acoperit aproape la limită
toate cheltuielile respective. Adică te-ai încadrat în bugetul respectiv, dar nici nu ți-a rămas un decalaj foarte mare între ceea ce s-a executat și ceea ce a fost prognozat. La secțiunea dezvoltare, lucrurile sunt un pic diferite. Noi am demarat anul trecut foarte multe lucrări. Toate trebuie bugetate. Nu poți să începi un lucru pe care nu îl poți nu poți să începi un lucru pe care nu l-ai bugetat. Deci este obligatoriu ca acea categorie de cheltuieli, acel capitol bugetar să fie prins în buget. Și așa se întâmplă că pe secțiunea de dezvoltare e aproape imposibil să ajungi la un grad de execuție de 90%. Noi anul trecut am avut probabil unul dintre cele mai echilibrate bugete pe care l-am avut vreodată municipiul Piatra Neamț. Și când mă refer la echilibrat, mă refer la faptul că a fost o pondere de 48-52% între bugetul de funcționare și bugetul de dezvoltare, asta în condițiile unui buget destul de consistent care s-a dus pe partea de asigurare a datoriei publice, care intră în secțiunea de funcționare. Așa. Și cu toate acestea am reușit să depășim, pentru că practic dezvoltarea, viitorul, se regăsește în investiții. Acolo ne asigurăm creșterea calității vieții cetățenilor. Anul trecut am avut un excedent de aproximativ 11 milioane de lei, deși bugetul a fost mult mai mare față de anul precedent, pentru că aproape 200, peste 200 de milioane de lei au reprezentat bani europeni. În condițiile astea, eu zic că este o performanță extraordinară, că am reușit ca anul trecut, deși am avut un buget mult mai mare, să avem un excedent mai mic, asta traducându-se în lucrări previzionate foarte bine, care au ajuns la un grad de execuție destul de ridicat, adică mergând aproape pe scenariul optim. E adevărat că sunt și lucruri care nu au mers grozav și acestea se văd cu ochiul liber și le resimt cât se poate de clar pietrenii. Și cred că cel mai frustrant lucru este că, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am făcut, nu am reușit să terminăm Bulevardul Traian, Piața Mihail Cogălnicianu și Bulevardul Decebal. Și chiar am văzut niște reacții deplasate săptămâna aceasta din partea celor care, eu îi bănuiesc, au pus frână. Fostul primar a apucat de comentat că nu e bine, că nu e frumos, că nu facem ce trebuie, uitând că aceste proiecte le-a semnat doar pentru poză, pentru că nu a făcut absolut nimic, dar absolut nimic, și am proprietatea termenilor, pentru a se implementa. Pentru că în momentul în care îți propui să implementezi un proiect de asemenea anvergură, îi chem la masa discuțiilor pe toți cei care sunt cointeresați sau care vor avea au posibilitatea de a interveni pe proiectele respective. Adică îi chem pe toți operatorii de utilități și îi întrebi: tu când ai de gând să rezolvi problemele acolo? Ai probleme în primul rând și cum îți propui să le rezolvi? Nu e opțiunea dacă sau dacă vrei sau dacă poți. Nu există așa ceva. N-am făcut acest lucru. Primele ședințe tehnice pentru implementarea proiectelor s-au întâmplat în primele săptămâni de mandat. Din mandatul meu. Astăzi să vii să spui că sunt făcute în bătaie de joc, că e haos, că e nepricepere, că nu s-a făcut bine, că arată rău, că nu ne-am străduit, că n-am... E puțin rușinos. Și l-aș întreba pe domnul primar din mandatul trecut care sunt rezultatele pe care le scoate în față. Ce a făcut, cum ne demonstrează că a făcut și ar fi putut face mai bine. E puțin strânjenitor să vii, să dai lecții după ce n-ai făcut nimic.
Eu n-am ieșit să spun imperfecțiunile la care domnul fost primar nu a fost atent. Pentru că m-am considerat, când ajungi primar, practic iei cu bune și cu rele respectiva primărie, respectivul oraș și răspunzi de rezolvarea situațiilor respective. Da, dar cureți rahatul. Poate ar fi trebuit să fac asta și poate i-ar fi fost rușine să mai comentezi acum. Dacă aș fi făcut asta la timp, în general, dacă aș fi comentat în general, și aș fi scos, pute. E clar că pentru toată lumea puțea, probabil de asta nici nu l-au mai ales primar oamenii. Eu m-am străduit să rezolv problemele. Și aici este poate unul dintre lucrurile la care am greșit. Că nu am comunicat toate acele lucruri prin care să-i fac de râs pe cei care au greșit, că de tras la răspundere sunt alte instituții care trebuie să facă asta. Dacă și consider sunt sesizate. Că dreptatea trebuie să o facă alte dacă instituții. Dacă sunt sesizate. Dacă sunt sesizate. Eu am făcut sesizări pe acele aspecte despre care am aflat, da? Deci am făcut sesizări pe spețe și situații care mi-au fost aduse la cunoștință. Dar acolo unde am văzut o problemă, primul meu focus a fost să caut soluții, nu să caut vinovați. Și asta am mai spus-o, cred că de 1000 de ori numai la dumneavoastră în emisiune. Și mențin în continuare această abordare. Pentru că sunt un om al soluțiilor, nu al, eu nu sunt un investigator, bun, da, nu sunt un judecător. Să știți că de multe ori soluția corectă este să scapi de cei care au creat-o. De acord, foarte multe ori soluția corectă este asta. Sau să-l scoți de la buton. Așa este. Din punctul meu de vedere, deja lucrurile acestea se întâmplaseră. Eu trebuie să recunosc, în momentul în care s-au terminat alegerile, eu abia atunci am început să descoper problemele și multe dintre acestea erau de o complexitate care depășea nivelul de înțelegere. Deci eu, de la în momentul aceea respectiv, abia reușeam să mă dumiresc ce s-a întâmplat și cum pot să rezolv problemele. De asta m-am focusat pe a înțelege mai întâi și pe a căuta soluții și mai puțin pe a face investigații, cine este vinovat, mai ales că era o presiune uriașă și din punct de vedere politic. Am mai auzit un personaj din aceeași tabără politică în această săptămână, care a avut de asemenea niște reacții cel puțin nefericite. La cine vă referiți? Mă refer la prefectul PSD, care, deși ar trebui să fie prefect al județului și să vegheze asupra respectării legii, legalității, corectitudinii, să vină, să îndrume, să fac control de legalitate și să asigure un echilibru la nivelul tuturor OAT-urilor din județul Neamț, a avut următoarea abordare în tot mandatul său. Caută nod în papărul la tot ce se întâmplă în Piatra Neamț și organizează ședințe pe care le convoacă cu 10 minute înainte. Așa s-a întâmplat, de exemplu, marți, dacă nu mă înșel, marți la 12:20 m-au sunat colegii de la care au recepționat invitația la o ședință pe situații de urgență la prefectură ca să discutăm situația dezăpezirii în județul Neamț. Bineînțeles, problema principală fiind Piatra Neamțul, unde, atenție, este singurul oraș mare din regiune unde nu s-a înscris nicio, unde nu s-a închis nicio stradă. Tocmai pentru că ne-am străduit și echipajele PubliServ au funcționat la capacitate maximă 22 de ore de funcționare continuă a utilajelor, întreruperile fiind determinate doar de nevoia de a alimenta cu combustibil și cu material antiderapant respectivele utilaje. În Piatra Neamț s-a circulat luni în condiții de iarnă, dar s-a circulat. Nu s-au închis străzile, precum în Bacău, Roman, Suceava sau Iași. Și să vii și ați fost la ședința aceea? Cum să ajung? Da?
sunt primarul municipiului Piatra Neamț. Am o agendă foarte încărcată, nu pot să vin la o chemare, indiferent din partea cui, în 10 minute. Nu ai efectiv cum. Aveam o agendă destul de încărcată și nu pot să-mi bat joc de ședințele pe care le convoc pentru a rezolva probleme. Să merg doar pentru a... L-am rugat pe domnul viceprimar Marius Irimia să ajungă acolo pentru că n-am vrut să se considere că ignorăm respectivul apel, însă mi s-a părut jignitoare abordarea pentru că în condițiile în care ai avut străzi închise în județul Neamț și trebuia să rezolv problema acolo și să asiguri că acolo funcționează șosele, lucrurile. Șosele închise. Să vii și să te iei de orașul unde s-a circulat în condiții de iarnă, dar s-a circulat și nu au fost închise străzi și s-au făcut toate eforturile pentru a asigura viabilitatea drumurilor, e puțin așa disproporționată abordarea. Ca să nu mai zic de faptul că e evident jocul politic din spatele acestor acțiuni. Și nu de ieri de azi, ci acum eu am un amendament. A spus că primarul PSD. Prefectul PSD. Slavă Domnului, avem primar PNL. Prefectul PSD. Acum, având în vedere ce se întâmplă în PSD, eu nu cred că este prefectul PSD în momentul acesta, dar mă rog, este altă poveste. Bine, este nominalizat, susținut și are o evidentă agendă de partid. Este evident. Eu asta încercam să vă spun. Cred că agenda domniei sale nu este întotdeauna, cel puțin nu a filialei Neamț. Poate a unui grup din filiala Neamț. Nu stau să verific cine pune pe agenda sau așa, ci pur și simplu câtă vreme. Este un joc politic din care primarul trebuie să deconteze anumite lucruri nereale sau exagerate sau puse într-o formă anapoda, trebuie să am un răspuns la aceste lucruri. Ca să nu mai zic că înțeleg că domnul prefect este interesat de primărie și s-a apucat de pontaje. Eu îi explic că, pe de o parte, concursurile în primărie sunt blocate și avem un personal foarte bine pregătit pe parte de resurse umane. Eu zic să-și mute focusul și grija, pentru că aici pontajele sunt foarte bine făcute. Și aici trebuie să vin și cu o explicație, pentru că, pe de o parte, trebuie să-mi însușesc o critică bine meritată. Dar săptămâna trecută am încercat un nou mod de comunicare. De ce am făcut asta? Pentru că sunt... Anul trecut s-au făcut o serie de sondaje care relevă niște lucruri. Oricât de bună a fost activitatea sau de așa, un singur lucru este clar. Nu am comunicat eficient oamenilor. Toate sondajele pe care la care am avut acces, inclusiv sondajul PNL, spune clar care este principalul defect al primarului Carabelea, faptul că nu comunică eficient. În foarte multe proiecte în desfășurare, este foarte greu să te ocupi în primul rând de implementare, că focusul ăla este și trebuie să spun răspicat. Există două categorii de oameni publici în administrație, de oameni politici, da? Oameni care fac și oameni care vorbesc. Da? Ne aducem aminte și celebrul slogan "Fapte nu vorbe", care era o vorbă, de fapt, fapte, nu vorbe. Dar există oameni care vorbesc și oameni care fac. Eu mă concentrez pe afaceri. Cine mai bun care fac și vorbesc. Și nu prea reușești să asiguri în echilibru asta. Este imposibil de atins echilibrul perfect între cele două. Așa este ideal. Să vorbești pe tot ceea ce faci și să-ți asiguri o comunicare eficientă pe fiecare dintre proiecte în parte, pentru că toate proiectele pe care se întâmplă într-un oraș sunt de importanță pentru cetățeni, dar pentru categorii diferite de cetățeni. Domnul primar, una este să comunici și alta este să comunici, cum să vă spun eu, corect. Asta e. Cum se comunică corect? Că asta n-a reușit să-mi explice nimeni.
Și haideți ca să facem acum o discuție apropo de subiectul zilei de ieri de la cafeaua de dimineață. Depozitul ecologic de deșeuri. Eu de la vreau doar să explic un lucru cu acele filmulețe de săptămâna trecută. Scopul nu era să acund că am plecat în concediu. Sub nicio formă nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Dar recunoașteți că este o gafă? Este o gafă, da. Tocmai asta vreau să punctez acum și să îmi cer iertare pentru faptul că am creat această aparență. Săptămâna trecută am fost în concediu, nu am ascuns absolut nimănui acest lucru. De fiecare dată când am plecat în concediu am anunțat public în ședințele de Consiliu Local perioadele în care mi-am propus să merg în concediu. Ședința ordinară de Consiliu Local din decembrie a fost înainte de Crăciun. Nu știam, la momentul respectiv, îmi doream, simțeam nevoia, discutasem în familie despre nevoia de a pleca în concediu, dar nu stabilisem date. Mare scofală, ați plecat în concediu. Și am zis că numai bine o să fie o ședință extraordinară, aproape cu siguranță, în ultima săptămână din decembrie, pentru că o să apară o nevoie. Fie mai primim poate niște bani, fie mai apare... N-a fost nevoie de această ședință extraordinară. Și nu am mai avut această ocazie să anunț public plecarea în concediu. Decizia de a testa schimbarea modului de comunicare o luasem cu mult înainte și am publicat o serie de filmulețe pentru că am considerat că sunt mai interactive și prezentăm oamenilor stadiile în care se află proiectele în oraș. Și vrem să îmbunătățim această comunicare pentru oameni. Acesta a fost motivul pentru care am vrut să prezentăm proiectele într-o manieră mai dinamică. Așa s-au întâmplat lucrurile de fapt. Nu știu dacă aia este modalitatea corectă, dar, de exemplu, noi n-am știut că ați pregătit acele filmulețe și am făcut și noi niște știri care erau cam pe aceleași teme. Cam pe aceleași teme. Și am dat și noi filmulețe. Am dat filmulețele noastre, nu al noastră. Sincer, eu... Da, a fost o sincronie. Adică... Deci, noi am dat despre școala 5, de exemplu. Dumneavoastră a fost în școala 5. Diferența dintre filmul dumneavoastră și filmul nostru era clar că filmul dumneavoastră e un film de administrație, de prezentare, într-un fel anume a realității de acolo. A noastră a fost aceia unor reporteri care s-au dus la fața locului și au spus ce au văzut. Îmi pare rău că nu am filmulețul pregătit acum ca să-l pune. Cum să vă spun? Noi am spus așa, domne, așa fața arată bine, mai sunt lucrări acolo, înăuntru se puneau uși de către o echipă. Asta a spus că așa trebuie să arate o școală în viitor. E corect și ce a spus dumneavoastră, că așa trebuie să arate o școală, dar pe cetățean, ăla care își duce copiii la școală, îl interesa un lucru extrem de simplu. Dom'le, e gata școala în interior sau nu? 97%. 97%. Este afară ce mai este de făcut? De pus pavele și de făcut aia. Când se fac branșamentele? Peste 2 săptămâni sau peste 3 săptămâni. Și am început procedura pentru branșamente. Deci primăria, pe data de 11 ianuarie, are începută sau nu are începută procedura de branșamente. Astea interesează pe oameni. Și dacă nu are începută, de ce? Pentru că n-ați primit nici măcar în momentul acesta sumele de care vă puteți lega ca să știți ce aveți de făcut. Adică, poveștile astea frumoase sunt bune, pentru că ele rămân undeva acolo, după cum și rămân și contrele care vin. Dar, la nivel de comunicare, și eu vă spun așa, dacă mă uit acum ce întreabă lumea, păi asta întreabă, ce vă spun eu, știți? Când aia creșa din Precista, școala 5, aia, vă laudă cineva și vă laud pentru toate proiectele, dar explicați-mi de ce toate se finalizează în an electoral. Înțelegeți? Deci, oamenii... Ajungem să spunem și asta. În ceea ce privește școala 5,
Lucrurile sunt aproape gata. Toate aceste activități care mai sunt de făcut sunt, se pot face în câteva zile fără absolut nicio problemă. Și noi, în momentul de față, finalizăm toate aceste proceduri, de la finalizarea cărții tehnice pentru recepția finală la terminarea lucrărilor și pentru obținerea vizelor necesare pentru funcționarea școlii. Ne străduim ca aceste lucruri să se întâmple cât mai repede. E o chestiune de câteva săptămâni. Am înțeles. Nu, deci, apropo de comunicare, dar haideți să revenim un pic. Știți, eu ieri am vorbit despre depozitul ecologic și am punctat că problemele au început în momentul în care operatorul inițial a fost scos de acolo și au fost introduși alții. După care, de prin 2016, dacă nu mă înșel, oricum în 2019, sigur, așa, au venit cei de la Garda de Mediu și au spus, dom'le, acolo se depozitează niște lucruri. Acolo se depozitează din 2014. Din 2014, așa. Că prin 2016 s-au întâmplat... Da, controale, etc. Da. Așa. Și brusc, dintr-o dată, așa, dintr-o dată, dom'le, nu s-a mai putut în 2020. Deci, în momentul în care am ajuns primar, a fost una, sunt câteva probleme foarte serioase care mi-au fost puse pe masă să luăm decizii și să căutăm soluții. Una dintre ele a fost problema castanilor, care mi-a fost servită, trebuie să dispun tăierea castanilor și nu am înghițit acel subiect multă vreme, până în februarie 2021, când au căzut 4 castani. Și atunci a trebuit să am o analiză serioasă. Una dintre probleme a fost groapa de gunoi, unde nu s-a prezentat documentația pe care a solicitat-o Agenția pentru Protecția Mediului pentru revizuirea autorizației integrate să de mediu. Să spunem foarte clar că aceasta a fost, ea a fost solicitată dinainte de începerea mandatului. Termenul era august 2020, alegerile au fost pe 27 septembrie 2020, eu am depus jurământul pe 28 octombrie 2020. Deci termenul era depășit deja de 3 luni, documentația nu era pregătită la momentul în care am ajuns primar. Am luat legătura cu Agenția pentru Protecția Mediului și am cerut un răgaz. Am zis, dom'le, stați un pic să înțelegem despre ce-i vorba aici și să vedem cum putem rezolva toate acele puncte. Pentru că nu e documentație foarte, foarte ușoară. Am văzut că în emisiunea dumneavoastră a zis că documentația a fost depusă în primăvara lui 2021 incomplet. Nu, dosarul a fost depus complet. Toate documentele au fost atașate și au fost prezentate acolo. Ce nu am putut răspunde Agenției pentru Protecția Mediului, nu am putut justifica remedierea acelei situații, nu am putut demonstra remedierea situației cu respectivul compost. Și am explicat de ce. Este o problemă care a fost generată în ani de zile, a fost timp de 6 ani aproape, s-au depozitat acolo cantități de un material, i s-a spus compost. Stați un pic să vedem cum putem rezolva această problemă. În momentul de față nu ne puteți cere să o rezolvăm așa din două mișcări, pentru că acolo problema este mult mai complexă. Trebuie determinat tipul de material și trebuie văzut cum îl putem folosi și care sunt costurile dacă este vorba de mutarea materialului respectiv de acolo și ce putem face cu el. Acesta a fost contextul. A fost surprinzătoare decizia de respingere așa brusc. Eu sincer nu mă așteptam la așa ceva, mai ales că ne-am străduit să acoperim toate punctele și să explicăm de ce nu putem veni cu o soluție imediată pentru rezolvarea problemei acelor depozitări în afara gropii de gunoi. Deci abordarea, solicitările din partea Agenției de Protecție a Mediului au fost justificate, dar foarte exigente și nu aveam timpul
pentru a rezolva și nici bugetul foarte exigente raportat la alte lucruri care se întâmplă vis-a-vis de mediu. Exact. Eu asta am înțeles-o. Eu sunt convins că a existat presiune. Nu știu dacă politică, dar cred că politică în chestiunea asta, ca să mai pună cineva o talpă. Dar și nici de atunci, de la momentul depunerii dosarului documentației pentru revizuirea autorizației de mediu, nu am stat cu mâna în sân. În permanență am căutat soluții pentru a rezolva aceste probleme. Pe de o parte, vrem să ne asigurăm că viitorul operator nu va prelua, nu va moșteni și nu va fi răspunzător, pentru că riscăm să nu vină nimeni la licitație dacă vorbim despre o situație neclară acolo. Am despărțit terenul de unde s-a făcut respectiva depozitare de terenul aferent gropii de... Deci dacă era despărțit înainte... Depozitul ecologic. Deci dacă era despărțit înainte, dumneavoastră v-ați dus la reautorizarea depozitului ecologic. Da, exact. Dacă era despărțit înainte, vă autorizau? Nu știu ce să zic. De ce vă întreb? Ați văzut reacția ministrului mediului, domnul Fechet? Reacția ministrului mediului a fost foarte clară. Pentru mine, pe mine nu m-a șocat că a zis că, domne, n-a auzit el un caz de genul ăsta. Pe mine m-a șocat că ministrul mediului nu știa de problemă. Da. Că la Piatra Neamț o groapă, o depozit care ecologic avea capacitate. Care avea capacitate și era un depozit conform. Uh-huh. Era un depozit conform. Ministrul mediului nu știa despre acest lucru. Păi nu vă supărați. Asta este o chestiune pe care eu nu pot să o înțeleg. Și de aceea eu vă spun, din punctul meu de vedere, este obligatoriu ca cineva să înceapă demersuri pentru revizuirea acestei hotărâri a Agenției de Mediu. Să nu-mi spună mie nimeni povești că nu se poate. În România se poate. Dacă asta este o poveste că nu se poate. Că vedeți că lege, că nu știu ce. Păi vă aduc eu 20 de exemple în care legea nu s-a respectat. Și s-au închis ochii. Și mai sunt și neamți. Și mai sunt și s-au închis ochii. Și atunci, haideți, domne, haideți că e comunitatea asta de cetățeni din Piatra Neamț care nu merită să plătească mai mult. Nu merită să plătească mai mult, pentru că la vremea respectivă comunitatea, prin reprezentanții ei, și-a asumat să facă primele depozite ecologice din România conforme și s-au atras niște bani. Eu rămân în continuare la convingerea că poziționarea lângă râu una e una, este greșită. Una e una, alta e alta. Adevărul este că domnul primar, odată ce ai un lucru făcut, îl închizi. Domnul primar, una e una, alta e alta. Da. Am capacitate acolo, eram asta conform după toate regulile. Adică da. Regulile sunt bune numai când e în dezavantajul meu și nu sunt bune și când e în avantajul meu financiar. Mie mi se pare că aici este o chestiune și din punctul meu de vedere lucrurile nu trebuie lăsate așa. Pe mine nu mă interesează decât să știu că dacă acolo se pot depozita în condiții normale și legale, că n-are nicio treabă depozitul ca depozit cu chestia aia de alături. Hai să fim serioși, că e o poveste. Păi tocmai de asta am vrut să fie clar și în documente, exact. Că sunt separate chestiunile. Exact. Și atunci, hai să încercăm. Că domnul ministru și-a exprimat disponibilitatea de a discuta, că el credea că e închis depozitul acoperit. Nu este acoperit. Nu este închis. Ce mai facem ca să rezolvăm și să închidem acest subiect? Am solicitat colegilor demararea procedurilor pentru reclasificarea acelui compost. Să vedem
ce tip de material este și dacă poate fi folosit pentru rambler, pentru... în anumite lucrări. Exact. Da. Pentru aduceri la cotă, pentru umpleri și așa mai departe. Și atunci s-ar rezolva o problemă. Ar fi a doua problemă rezolvată. Da, dar eu vă spun încă o dată, îmi pare rău că nu mai suport, adică am avut gropi neconforme cu complicitatea autorităților de la vremea respectivă și acum autoritățile, eu să fiu prefectul județului, m-aș duce la guvern, să fiu primarul municipiului, m-aș duce la guvern pe chestia asta, să fiu ONG-urile, apropo, ONG-uri, să fiu ONG de mediu, m-aș duce la guvern. Domnul Green, adică astea sunt lucruri care sunt greu de explicat, dar păi de înțeles. Îmi pare rău că se întâmplă asta la Piatra Neamță. Haideți să revenim un pic la niște lucruri apropo de bugetul pe anul ăsta și de prioritățile primăriei. Bugetul, v-am zis, dăm 30 de milioane deoparte. Începem cu niște semnale care nu sunt foarte încurajatoare. Căutăm soluții alternative și le avem. Suntem în plină procedură de demarare a emisiunii de obligațiuni și încercăm să folosim această resursă și mizăm pe succesul acestei... Haideți să readucem în atenția oamenilor ce înseamnă această emisiune, care este valoarea ei? 100 de milioane de lei. 100 de milioane. Noi avem o datorie publică de 56 plus 7-8 milioane dobânzi, deci capitalizate. 65 apare. 65 de milioane, da? Din suta aia de milioane câteva se duc pentru comisioane și ce mai este, nu? Un milion sau ceva nu se plătesc la firmă sau, mă rog, nu mă, 100 de milioane. Da. Deci 60 se duc și plătim datoria. Da. Și astea, practic, nu plătim nimic la ele până la... Până la data scadenței. Până la data scadenței. Doar cât care va fi? 10 ani sau cât? 10 ani? Maturitatea este diferită pentru a asigura respectarea gradului de îndatorare. Și avem trei categorii de termene. Avem trei termene. 7, 9, 8, 9 și 10 ani, ceva de genul ăsta. Nu sunt foarte sigur, dar sunt împărțite într-o manieră echilibrată, în așa fel încât să nu avem depășirea gradului de îndatorare pe nici în anii de maturitate. Obligațiunilor. Dar asta nu înseamnă o... Deci aceste obligațiuni nu înseamnă după aceea și o... Ele pot fi locare... Nu, eu vorbesc în perioada aia de 8 ani. Așa. Asta mai puteți lua credite? Primăria mai poate lua credite în perioada asta? Bineînțeles, gradul de îndatorare... Dacă se respectă gradul de îndatorare... Ar fi maxim în perioada în care trebuie rambursate obligațiunile. Efectul este următor. Pentru că aceste obligațiuni vin ca un efect de levier. Ne dau astăzi suficient oxigen ca să ne putem... să putem dezvolta mai rapid orașul prin proiecte de investiții de care orașul are nevoie și pe care nu le putem duce astăzi tocmai pentru că plătim ratele care înseamnă cositul, pavelele sau altceva de cu 20 de ani. Ei, faptul că noi astăzi facem niște investiții vor duce la o dezvoltare exponențială a orașului cu bani pe care îi vom plăti în viitor. Ei, în momentul în care ajungem să plătim această 100 de milioane de lei în cele trei fracții, în cei trei ani diferiți, vom constata că această 100 de milioane de lei atunci va reprezenta mult mai puțin, un efort mult mai mic la nivelul orașului. Pentru că astăzi previziunea este una liniară, dar dezvoltarea va fi, va contribui la o creștere mai accelerată. Se mizează pe niște venituri în plus dacă nu le ia guvernul. Exact. Deci banii pe care îi vom împrumuta astăzi deja nu mai
Nici n-am mers cu mâna întinsă vreodată la guvern, cu excepția situației din decembrie, din decembrie 2020. Da, domnul primar, dar nu este normal ca un guvern care timp de un an de zile a aruncat cu bani în stânga și în dreapta, sau doi ani de zile a aruncat cu bani în stânga și în dreapta, în perioadă de an electoral, să ia bani de la comunitatea locală, să-i folosească la guvern ca să-i direcționeze după aceea prin fondul de rezervă aici și acolo. Deci, creează un dezechilibru major și ne afectează tocmai proiectele pe care le-am pus, pentru că avem o strategie de dezvoltare. O strategie care ne spune că anul acesta implementăm proiectele acestea, anul și tot timpul ai în execuție lucrări în continuare sau vii cu investiții noi. Ei, toate aceste lucruri trebuie gândite cu mult timp înainte, pentru că această viziune nu se întâmplă, nu se poate realiza dintr-o dată. În momentul în care vii și afectezi într-o asemenea manieră bugetul local, practic limitezi posibilitatea de a demara investiții noi. Ori este nedrept, pentru că noi avem o continuitate, o înșiruire de proiecte care au nevoie și de investiții colaterale. Da? Când vii cu modernizarea unui drum, apar alei noi pe care vrei să le faci pentru a aduce la cotă respectivele situații. Când modernizezi o școală, trebuie să intervii de asemenea asupra branșamentelor sau constați că se strică o centrală sau lucrurile astea sunt reale, se întâmplă și ai nevoie de disponibil. Da, deci bugetul, prioritățile, calendarul bugetul, bugetar, prioritățile. Prioritățile pe anul acesta sunt evident închiderea proiectelor rămase nefinalizate. Și aici avem în mare trei situații. Avem proiecte care s-au închis și suntem fericiți că s-a întâmplat asta. Avem proiecte pe care le continuăm pe buget local pentru că nu se încadrează în noul POR sau în condițiile pentru a fi finanțate din noul POR. Așa, și aici sunt câteva proiecte, am mai discutat despre ele, și proiecte, de exemplu Cinema Cozla, unul dintre, este cred că proiectul poate cel mai costisitor din acest punct de vedere. Și aici mai avem și celebrele grădini publice, dar aici situația este... Vreau să discutăm asta, că eu vreau să vă întreb, pe mine mă enervează groapa de gunoi, pe dumneavoastră ce vă enervează în oraș? Și vreau să vă întreb dacă vă enervează grădinile publice. Mă enervează grădinile, mă enervează proiectele făcute, gândite foarte prost și la care n-ai cum să... Pentru că odată demarată lucrarea, odată demarată un contract de execuție, nu poți să-i pui capăt, pentru că ai niște obligații angajate, asumate față de un constructor. Știți care este paradoxul? Când vezi că acel constructor este atât de neserios și nu își face treaba și abia așteaptă, caută tot felul de artificii pentru a-și maximiza profitul în condițiile în care nici măcar nu muncește pentru a-l obține. Este extrem de frustrant. Avem și un prim exemplu de constructor asupra căruia se va atrage răspunderea în toate felurile. De la reținerea garanției, certificat negativ, toate posibilitățile legate de a fi sancționat. Parcurile, cele trei grădini. Se cheamă, publice, dacă nu mă înșel? Mondoterm este Mondoterm, societatea respectivă, care și-a bătut joc de patru proiecte. Trei, care din punctul meu de vedere sunt concepute extrem de prost. Uitați-vă la acele gratii care înconjoară parcul de pe Valea Albei, grădina publică Pietricica, cum este denumită în proiect.
Este un proiect scris în bătaie de joc, lucrat în bătaie de joc cu un constructor neserios. Dar plătit. Imaginați-vă că primarul care tai gratiile din parcuri pentru a, pentru că asta este abordarea pe care o am, trebuie să implementez acest proiect pentru că așa a fost scris și așa a fost început și așa... Bun. În ce stadiu sunt în momentul ăsta? Nu știu, undeva la peste 95% grad de realizare. Dar ele trebuiau terminate de mult. Trebuiau terminate din 2021. În 2021 era termenul de finalizare. Și ce mai caută constructorul ăsta în ele? Eu întreb și eu, n-am nicio treabă. Prelungiri succesive. Pentru că în acest mandat am avut și nefericita suprapunere cu pandemia, cu criza materiilor prime, cu criza forței de muncă, cu criza criza energetică. Au avut posibilitatea. Au avut tot felul de scuze pertinente până la urmă că n-au reușit să găsească materialele respective sau nu a fost prevăzut în proiectul tehnic. Au fost extrem de multe probleme. Nu doar gratiile puse atât de inestetic acolo într-o clădină publică care trebuie să fie un spațiu deschis care să atragă oamenii să se bucure de respectivul spațiu public. Au fost foarte multe elemente care nu au fost prevăzute. Canalizare pluvială. Cum adică grădină publică fără canalizare pluvială? Lucruri făcute fără o coerență între ele, pentru că trebuia să fie un bazin de decantare unde să... Mă rog, au fost foarte multe probleme, nici nu le putem înșelui. Dar de ce, nu, de ce nu spuneți lucrurile astea? Domnul primar, lăsați-o pe asta, că deja eu vă mai spun ceva. Sunt primarul care vreau să, vreau să câștig încrederea dumneavoastră oamenilor pe aceste proiecte. Dumneavoastră decontați această porcărie. Așa este. Deci decontați această porcărie. Dacă dumneavoastră, sau mă rog, aparatul de informare al primăriei, nu spune de ce trei parcuri nu sunt date în folosință și nu prezintă lucrurile clar, pentru mine vinovat nu este constructorul. Și pentru cetățeanul de... Da, așa pentru este. Mine vinovat este și asta, primarul exact și primăria asta care... Păi da, nu vă supărați. Primăria și primarul care a permis ca acest lucru să se întâmple. Păi după nu are nicio culpă din această părere, eu știu. Pentru că eu nu am permis, eu pur și simplu, uitați, o altă situație. Abia revenit din concediu, am convocat o ședință tehnică cu compania județeană APASERV și Moldocoro pe alte proiecte unde ne-am... Bine, situația este total diferită. Acolo e clar nu știu... Și neprofesionalismul acestei companii care a stat la mila administrației precedente, mai de fapt, și care a avut parte de, nu știu, un curaj, un tupeu, acesta este cuvântul, de a... își imagina că poate să facă grădini publice ca a participat. Nu este tupeu. Și... Așa se lucra. Mă rog. Situația... Așa se lucra. Eu am încercat să le ofer toate circumstanțele atenuante, beneficiind și de acele contexte. Mă rog, închidem subiectul acestei companii care va fi trasă la răspundere pe toate căile posibile. Am auzit recent că solicită rezilierea contractelor. Eu le spun răspicat, contractele sunt încheiate la termen pe 31 decembrie 2023. Contractul cu Mondoterm s-a încheiat la termen și ei nu și-au îndeplinit obligațiile. Noi, primăria, ne-am îndeplinit prea multe obligații față de ei. Și reținem toate acele drepturi care li se cuvin mai departe. Dimpotrivă, îi vom și acționa în instanță pentru că se fac răspunzători de pierderea unor bani. Viciază bugetul orașului de niște bani și ne vom asigura că vor plăti până la ultimul leu.
În ceea ce privește situația de pe Traian și Decebal, ieri am avut o ședință tehnică cu... Să știți că multă lume mă întreabă, așa, și multă lume vă roagă să puneți niște pietriși prin găurile de pe Decebal Traian, că nu se mai poate circula. A fost solicitarea expresă, de asta am convocat această ședință. Pe trei teme principale. Prima fiind asigurarea cotei, aducerii la cotă în toate șanțurile. Și le-am luat pe rând, cu poze în față. Nu se poate așa ceva. Le-am solicitat încă dinainte de Crăciun. N-am nicio problemă cu faptul că nu se va lucra în această perioadă, dar aducerea la cotă este o obligație pe care o au. Și le-am arătat cum arată intersecțiile principale din oraș. Este inadmisibil. Și? Le-am comunicat că începând de astăzi trebuie să aducă la cotă acele șanțuri și să nu le mai lase vreodată neasigurată, să nu mai lase neasigurată această activitate. E simplu să pui o lopată de balast și să vii cu un cilindru compactor după pentru a asigura cât de cât stabilizarea respectivelor. Ca să nu mai zicem că la un moment dat discutasem despre o soluție care ar face mai durabilă rezolvarea situației cu pavele, cu un pad de nisip bine compactat, deasupra căruia să pui pavele pentru a, cum s-a întâmplat la spital, de exemplu, unde nu s-a degradat atât de mult zona respectivă. Eu înțeleg. Și aici trebuie să mai spun, am văzut foarte multe semnale și foarte mulți cetățeni care se plâng de mizeria de pe noroaiele uneori, de pe Traian și Decebal. Uneori nu există, nu ai cum să faci o lucrare care să răspundă la toate condițiile. Mai ales când vorbim despre traversarea orașului pe 4,2 km, dintr-o parte în alta orașului, pe bulevardul principal, de o magistrală care face slalom de pe o parte pe alta pentru că ai de răspuns la niște nevoi, de evitat niște zone unde rețelele de utilități, e un păinjeniș de rețele de utilități în subteran și trebuie să asiguri și branșamente și niște cămine de vizitare și, mă rog, așa a fost făcut proiectul. Un proiect care nu a fost pregătit. Fostul primar nu s-a îngrijit deloc despre nevoile pe care vin în urma semnării contractului de finanțare respectiv. A fost tentat doar de acea poză cu semnarea proiectului. Dar nu este suficient. Nu semnarea unei hârtii duce la rezultat, ci multă muncă în spate. Și nu a făcut nimic pentru a implementa acest proiect. Nu i-a păsat de rețelele de utilități, nu i-a păsat de faptul că orașul poate rămâne fără apă. Și eu n-am venit ca să perpetuez acest ping-pong care exista de dinaintea mea între Primăria Piatra Neamț, Consiliul Județean, Compania Județeană de Apă, să pasăm vina. Eu am căutat soluții, am apucat de treabă și am dat drumul la cea mai importantă investiție pentru a asigura... Bun. Am înțeles. Acum spuneți-mi, când preconizează cei de la Moldocor să reia lucrările? Lucrările se reiau de luni, cu toate pânzele sus, cum s-ar spune. De luni vor fi mai multe echipe la treabă. Conducta este finalizată deja, acum mai sunt de realizat branșamentele și căminele. Și după aceea trebuie bulevardul Decebal. Trebuie asigurat. Traianul este finalizat și piața Mihail Cogălnicianu. Am discutat și despre activitățile care mai trebuie făcute pentru recepționarea țevii și pentru darea în folosință. Și am convenit ca săptămâna aceasta, cel târziu săptămâna viitoare, să avem un plan cât se poate de clar cu activitățile de care răspunde APA Servu, de care răspunde Primăria Piatra Neamț, de care răspunde Societatea Moldocor pentru a recepționa, pentru a face recepția parțială la conducta de pe Traian
Și ce alte și pentru a da o da în folosință. Acum, domnul termenul primar, este primăvara anului viitor. Un primar anului acest an, mă scuzați, ca să fie clar, 2024. Da. Așa. Am depășit timpul, dar vreau câteva lucruri foarte rapid să răspundeți. Creșa din Precista se deschide când, dacă știți ceva despre ea? Creșa din Precista. O, Ioana Alexandru întreabă. Bună dimineața, creșa din Precista se deschide luna aceasta sau când? Mulțumesc. Voi reveni. Sincer. Nu vreau să dau un termen pe care să-l greșesc. Am mai făcut asta de câteva ori și chiar vreau să fiu foarte puternic. Nu știu acum cu precizie. Există intenția acolo sau un proiect pentru reamenajarea strandului municipal? Da. Avem în lucru un proiect de modernizare a strandului într-o formă care să fie să-l facă unul dintre cele mai moderne din țară. Eu aș vrea să ridicem măcar la nivelul celui din Roman, cel așa, ca să ne luăm un reper apropiat. Strandul nu a arătat rău nici anul trecut. Ce l-a făcut mai greu accesibil a fost faptul că Puntea Strand a fost închis, a fost în lucru. Anul acesta, Puntea Strand va fi până în sezon gata. Un obiectiv până în sezon de atracție. Va fi gata. Sigur că da. Mai sunt doar câteva activități de realizat acolo. S-au schimbat toate toroanele, 8 toroane. Calea de rulare este realizată. Balustradele au fost aduse și instalate temporar. Trebuie sudate. Temperaturile din ultima vreme nu au permis sudate realizarea acestor activități, ci mai sunt de vopsit niște elemente. Astea mai sunt toate lucrurile de făcut. Bună dimineața, întrebare pentru domnul primar. Dacă se vor prinde în buget bani și pentru echipa de fotbal Ceahlău? Noi nu putem prinde în buget bani cu dedicație. Dar însă vom asigura un buget mult mai consistent pentru sportul de performanță și în funcție de proiectele care se depun. Mult mai consistent, dar trebuie să ne asigurăm în primul rând de ducerea în îndeplinirea priorităților principale, care sunt proiectele de anul acesta. Și în condițiile bugetului, loviturii pe care am primit-o ieri cu privire la estimările pe anul acesta, E greu de făcut promisiune. Astăzi nu știu ce, cum, cât pot să promit. Asta cu austeritatea se referă și la Consiliul Județean sau numai la municipii? Cel mai lovite sunt municipiile de reședință de județ. Am înțeles. Ne oprim aici pentru că am depășit deja timpul alocat emisiunii, dar o să avem timp să discutăm și să răspundem și la întrebări, că astăzi n-am, decât așa, am ales cele mai importante. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă doresc să faceți rost de 30 de milioane de lei de la Guvernul României, dacă nu se poate altfel, la fondul de rezervă, pentru că îmi făceam un calcul, 100 de milioane obligațiunile, avem 65 datorii, mai punem 30 care l-am pierdut de la guvern și ia căsuta. Da, vedeți? Asta ne-am gândit. Ia căsuta. Eu vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Anul acesta e un an foarte complicat, pentru că deja se ascut nu creioanele din să fiți dumneavoastră sănătos, să ascuțite de mult. Sunt ascuțite de mult. Ceea ce vreau să subliniez este că eu nu sunt pregătit să fac blaturi, nu știu cine ce își imaginează. Eu n-am făcut niciodată în viața mea blat și în 2020 m-am luptat pe bune. Am fost rădat de mult dintre colegi, poate nu le-a fost evident tuturor, însă anul 2020 bătălia pe care am dus-o cu o echipă decimată consistent, pe de o parte de plecarea, trădarea fostului primar, pe de altă parte de anumiți parașutați în partid care sunt candidați de meserie,
și dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine, care pe de o parte veneau și îmi strângeau mâna și mă luau în brațe și ecce homo, cum se spune, dar pe la spate homo hominis lupus. Cam așa ceva. Eu nu sunt pregătit și n-am fost niciodată pregătit să fac blaturi. Mă voi lupta până la capăt pentru acest oraș, pentru această comunitate și pentru proiectele. Și pentru funcția de primar. Nu, funcția de primar. Mă credeți că eu în noaptea aceea, din 27 spre 28 septembrie, eu nu m-am bucurat. N-a existat acea bucurie de a unui câștig, pentru că mi-am dat seama cu ce responsabilitate vine această funcție și abia după m-a durut respectiva victorie. Iar acum o fac doar din responsabilitate, pentru că văd ce bătălie este pentru această funcție și ce își imaginează alții că pot să facă cu ea. Tocmai de asta vreau să o protejez și vreau să protejez acest oraș. Eu vă spun așa, încheiem aici, e bine să vă luați și armură în perioada asta, dar vedeți să fie mai groasă la spate. Deci da, să fie mai groasă la față decât asta. Asta a fost prima apropo lecție de blaturi. După ce am fost desemnat apropo de candidat blaturi. În apropo 2020. De blaturi. Exact. Asta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Mâine poate discutăm despre blaturi în politica nemțeană, nu știu de ce am așa un zvâc. Vă place să discutăm noțiunea despre blaturi în politica nemțeană de pe la începuturi, așa, de după Revoluție, pentru că blaturi au existat. Blaturi au existat și cred că s-ar putea să mai și existe. Cele bune, oameni buni, numai bine, mulțumesc pentru participare, numai bine.